Mulțumesc foarte mult. Guvernul pregătește modificarea codului administrativ. Prefectul va fi doar un demnitar numit politic și este scos din sfera înalților funcționari publici. Mai mult, se înființează un nou post, cel de secretar general. Colega mea, Nema Stoica, a citit ordonanța de urgență, ni se alătură cu detalii. Ema, de ce a fost nevoie de o asemenea schimbare? Bun găsit tuturor! În momentul de față, atât prefecții cât și subprefecții sunt apolitici, sunt din rândul înalților funcționari publici și au obligativitatea să aibă un master fie în administrație publică, fie în management. De asemenea, trebuie să aibă studii la Institutul Național de Administrație. Însă au existat mai multe discuții în spațiul public despre această funcție și multe au fost criticile legate de faptul că prefecții nu sunt de fapt apolitici și sunt numiți tot de către partidul care este la guvernare. Astfel încât guvernanții pregătesc în momentul de față modificarea codului administrativ, astfel încât prefecții și subprefecții să fie numiți politic, să aibă funcția de demnitar, nu mai sunt necesari studii de master, ci doar licență, de asemenea trebuie să aibă Institutul Național de Administrație, însă aici este o modificare pentru cei care intră acum în prefectură. Acest Institut Național de Administrație este obligatoriu făcut în următorii 2 ani. Practic, putem să avem în momentul de față și prefecți care nu au atât de multe cunoștințe în administrația publică. De asemenea, o altă modificare este legată de secretarul general. Este o nouă funcție pe care vor să o înființeze, astfel încât să preia din caracteristicile prefectului, devine apolitic, este înalt funcționar. De asemenea, trebuie să aibă studii juridice, administrative sau științe politice și trebuie să aibă Institutul Național de Administrație. Însă, vedem și costurile pentru această nouă funcție. Dacă în momentul de față, conform codului administrativ, avem doar o cheltuială care ține de prefect, cea de 18.000 de lei lunar brut, ei bine, în noul proiect vedem că mai apare un cost. Pe lângă cea a prefectului, trebuie să plătească din bugetul de stat și funcția de secretar general, care ne costă lunar aproximativ 12.000 de lei brut. Dacă ne uităm la un impact bugetar pentru următorii ani, vedem că în 2021 acest impact bugetar se ridică la aproximativ 5 milioane de lei brut. Iar pentru următorii 5 ani, conform ordonanții de urgență care urmează să fie aprobată în guvern, vedem că sunt peste 30.000 de lei anual. Ema Stoica, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii și discutăm în continuare despre acest subiect cu jurnalistul Digi24, Florin Negruțiu, alături de mine în platou. Bine ai venit, Florin! Bună ziua! Te întreb și pe tine același lucru. De ce a fost nevoie de această schimbare? Vedem posturi în plus, posturi care vor costa. Când o lege este prea des încălcată, ea este o lege proastă. Când o lege este tot timpul încălcată, ea trebuie schimbată. Ăsta cred că este motivul pentru care legea trebuie să fie schimbată, pentru că este prima lege pe care noul guvern o încalcă și nu o încalcă pentru că este guvern liberal sau PSD-ist. O încalcă pentru că legea este proastă. În momentul de față, prefectul este apolitic, ceea ce este o aberație. Da? Este o aberație pe care o vedem la fiecare schimbare de mandat. Prefectul este cea mai politică funcție a guvernului în teritoriu, este reprezentantul guvernului în teritoriu, guvernul este politic, prin urmare și reprezentantul guvernului în teritoriu, teritoriul este politic sau trebuie să fie politic. În momentul de față, ei găsesc tot felul de subterfugii și portițe, prefecții își dau demisia din partide, sunt încadrați pe posturi de funcționari publici ca să poată să fie numiți prefecți. S-a întâmplat la Primăria Capitalei, la primărie, la prefectura capitalei, unde Traian Berbeceanu a trebuit să se angajeze consilier la grupul deputaților liberali pe un post de funcționar public, pentru că altfel n-ar fi putut fi numit prefect la capitală. Or, este o ipocrizie pe care o practică toată lumea, pentru că legea este proastă. Deci da, pot să înțeleg lucrul ăsta, că prefecții sunt politici și trebuie să fie politici pentru că sunt reprezentanții guvernului în Parlament. Unde am eu un semn de întrebare este la noua poziție apărută, cea de secretar general. Acest secretar general este practic prefectul pe stil vechi, da? Funcționarul public care asigură continuitatea în instituție, indiferent de schimbarea de regim. Acest
secretar general, deci este o poziție nouă apărută în nomenclator, care costă bani de la buget, după cum ne-a spus colega noastră, este înalt funcționar public. Dar aici apare un lucru în această ordonanță pe care vrea să o dea guvernul. El este funcționar public, dar este numit de cine? De premier, da, de premier. Adică dacă tot face o funcție depolitizată, apolitică, bagă concurs pentru funcția respectivă. Adică cum apolitic numit de premier? Ca să ai argumente pe urmă să schimbi din nou legea pentru că se găsesc tot felul de subterfugii ca pe funcția de secretar general să fie numit un politician apolitic? Este aberant. Deci acest lucru cred că ar trebui modificat și această poziție, dacă chiar este nevoie de ea, să fie o poziție pe care să se bată lumea prin concurs. Altfel, situația actuală ne arată următorul lucru. Cred că 1% dintre prefecții care sunt acum pe poziții au un curs de înalt funcționar public. Ori asta nu este în regulă. Legea, da, trebuie să fie schimbată, dar trebuie să fie schimbată ca să producă niște efecte pozitive. Sigur, se cheltuiesc bani, democrația costă. Dar dacă tot costă democrația asta, hai să facem lucrurile ca să funcționeze în interesul oamenilor și această instituție a prefectului chiar să-și atingă scopurile din lege. Pe de altă parte știm că cumva vine și o recomandare ca în cadrul fiecărei prefecturi să fie câte un expert. Să fie un expert care să se ocupe de anumite laturi, anumite acțiuni ale prefecturii. Și cumva și acesta ar fi fost motivul creării acestui post. Uite, eu asimilez această funcție celei de city manager, pe care o încearcă diversi primari, în special în marile orașe, dar acea poziție nu este o poziție politică. Pentru ea, această poziție se scoate la concurs și este normal să fie așa. Pentru că, bun, ne dorim depolitizarea administrației, ne dorim atragerea profesioniștilor în administrație. Există funcții politice, da, putem înțelege lucrul ăsta, iar funcția de prefect este o funcție politică, cum este și funcția de primar până la urma urmei, dar există niște funcționari publici care sunt acolo în urma unui concurs. La ce ne-am putea aștepta în perioada următoare? Pentru că am văzut deja, pentru a lua lucrurile concrete, am văzut că au fost discuții legate de numirea prefecților, discuții care au fost blocate de 2 ori. Nu, legea va fi schimbată. Aș prefera ca legea să fie schimbată printr-un proiect de lege discutat în Parlament, mai ales că PSD-ul nu se opune. Și ei au vrut să schimbe legea asta, dar atunci mi se pare că liberalii s-au opus acuzând politizarea administrației. Deci, legea va fi schimbată și pe urmă începe marea împărțeală a prefecturilor. Cui revine prefectura Cluj, de pildă? Cui revine prefectura Timiș? Sunt niște prefecturi foarte dorite de partide. Și asta urmează undeva, ce ne-am putea aștepta din acest punct de vedere? Marea împărțire a prefecturilor, a posturilor de prefect, care vor fi pe față politice, de subprefect, care vor fi pe față politice, și vreau să văd cum va arăta funcția aceasta de secretar general din prefecturi. Repet, nu este o idee bună să fie numit de premier, funcția trebuie scoasă la concurs. Crezi că ne-am putea aștepta din nou la discuții blocate, cum s-a mai și întâmplat legat de acest subiect? Discuțiile se vor bloca și se vor debloca, pentru că interesul tuturor e să-și pună oamenii pe poziții. Sunt o grămadă de oameni care au rămas pe din afară, au candidat la Parlament, de pildă, și n-au fost aleși, și sunt primii care vor fi trimiși în aceste poziții, create sau nou create. Sunt foarte mulți doritori, sunt lideri centrali care au niște obligații față de liderii locali. Deci mă aștept ca aceste discuții să avanseze destul de repede, pentru că e vorba despre împărțirea unor poziții pe baza unui algoritm de tragere. Am văzut prima variantă a algoritmului, PNL urma să tragă poziția 1, 3 și 5, USR Plus poziția 2, 4 și UDMR poziția 6. Și pe urmă tot așa până când se epuizează toate posturile. Mulțumesc foarte mult, Florin Negruțiu, pentru prezența în platou și pentru toate aceste detalii și cu siguranță vom urmări și aceste discuții, aceste negocieri privind împărțirea funcțiilor de prefect la nivel național și, bineînțeles, vom urmări ce se va întâmpla cu această lege. Mulțumesc!